Astăzi seară noi din nou improvizăm și împreună cu voi de acasă vrem să ne distrăm. Sunteți la live, Night in Proteca. Tati, îmi iei vată de zahăr. Îți iau vată de zahăr, cum să nu? Să nu mănânci prea mult dulce deodată, că o să mă certe mama. I-am scris lui mami că mi-e dor de ea și că poate am putea încerca să mai locuim împreună și că aș vrea să fim la fel ca înainte sau măcar altfel, dar totuși tot împreună. Păi... Ce cu mami? Mami are un iubit. Ia spune tu, e de ani sau de luni sau de zile? Tati, eu nu joc pe spionul, să știi. Tati, ești cam ciudat astăzi. Sunt ciudat pentru că recunosc, bine, nu vorbim o mașină. De cât timp e mama ta cu cineva? Ești foarte înțeleaptă pentru vârsta ta. Da, cât pentru voi, cei care stați acasă, poate că fumați ceva, poate veți ceva de pe masă, da, cât pentru voi, și-mi face plăcere la final de show. O să-mi iau la revedere, uitați doamnelor și domnilor, cum vă cânt cu chitara, chiar acum încetişor. Nu știu ce vă zic, că n-am nimic în cap, pentru că tot ce auziți aici e improvizat. Este o singură cale să aflăm dacă medicamentul funcționează sau nu. Dumneavoastră aveți un curaj să vă lăsați în acest program. Da, știți, am avut curaj când am zis că particip la program. Ați avut curaj și când ați semnat. Pare să fie în regulă. Mm-hmm. Nu simt nimic de asta. Emoții? Da, parcă simt așa o oarecare repulsă. Descrieți furia, cum o simțiți? Ca o furie zvâcnită sau ca o furie mocnită? Nu, e mocnită și parcă crește așa în... Vă cuțitează sau se... A. Nu, nu e cu cuțite. Vă forțează limitele? Da, da, îmi forțează limitele. Mm-hmm. Îmi vine să vă strâng de gât. Interesant! Trebuie să fie de la sarmale. De la sarmale? Da. Îi place să se joace cu sarmalele. Dar e ciudat că eu sunt o persoană foarte calmă și foarte diplomată în general. Ce mâncare de căcat! Exact, este de căcat! Nu v-am forțat când erați mică să o mâncați! Sarmalele! Le-am urât dintotdeauna! Și când mai mâncați la val de Crăciun? De ziua mea! Oh, de ziua voastră să mâncați și faceți mâncați! Și alte chestii bune și... Și m-a obligat la sarmale! Așa! Rupiți-o! Dați-o! Asta este! Bravo! Excelent, ați reacționat! Să înceapă seara, ne punem pe improvizat. Hai să se adune toți privitorii și să se risipească de afară toți norii. Hey! Dar nu mă așteptam deloc. Ce-i cu statuie? Ce? Este noua viziune legată de divinitate. Eugen, ce-i cu cuvintele astea pe tine? Să-ți vorbesc despre sufletul tău, da. Care pare să fie chinuit și mincinos într-un fel. Mai ghicit. Păi... Așa e, îmi place să mint de când eram mic. Da. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Your bed, but don't worry.
happy. The landlord say your rent is late, you may have to litigate. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.